Bătăile între suporterii în Franța se pare că i-au inspirat pe trei tineri din Buzău. Aceștia s-au luat la bătaie sâmbătă dimineață într-un local din oraș, după ce cu o seară în urmă se uitaseră la meciul României de la Euro 2016. În încăierare au fost implicați trei tineri cu vârste între 27 și 35 de ani, Ovidiu Mântoiu, băiatul consilierului județean PSD Ion Mântoiu, fiind rănit destul de grav la un ochi. Atât el cât și un alt tânăr de 29 de ani au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, iar poliția a deschis o anchetă. Se pare că tinerii s-au distrat toată noaptea în barul respectiv, apoi s-au luat la ceartă, s-au îmbrâncit și nu se știe din ce motive, totul degenerând într-o bătaie pe treptele barului, nu înainte de a sparge mai multe pahare în incinta localului. Toți erau clienți obișnuiți ai barului și se cunoșteau, unul dintre ei fiind, se pare, prietenul proprietarei. În mod normal, localul ar fi trebuit să fie deschis până la ora 2 noaptea, însă acolo s-a continuat distracția până spre dimineață. La un moment dat, din cauza mai multor pahare de alcool, filmul s-a rupt. Conflictul a degenerat după ce Ovidiu Mântoiu, fiul consilierului județean Ion Mântoiu și un prieten de-al său, i-ar fi cerut unui alt coleg de pahar să părăsească localul. Deranjat de cererea acestora, individul a sărit la bătaie. Poliția a deschis dosar penal pentru distrugere, loviri și alte violențe, dar și de tulburarea liniștii publice. Fiul consilierului județean, tânărul de 32 de ani, dar și cel de 29 de ani, ar fi formulat deja plângere penală, iar cel de 27 a declarat deja că nu va depune plângere.